prin a felicita pe cel din urmă, adică pe domnul Timan, că a făcut, a împodobit atât de frumos această aură. Și îngerul pentru ce a făcut aici. Într-adevăr, are dreptate, n-am venit de multă vreme la Timișoara, nici nu știu de ce, poate că n-am fost invitat, dar nu acest lucru, dar vreau să spun că dacă n-am venit acolo din Valahia mea, am neglijat Transilvania. Spune că Dipoteo, vă bați pe dumneavoastră în Transilvania, dincolo de munți. Aș spune că, din potrivă, cred că m-am ocupat eu, Valah, mai mult decât s-a ocupat Transilvania de ea. Vorbesc de inteligența Transilvania. Anume, cât am putut eu, evident, și unde mă pricep. Mi-e să ridicat faptul că, an de rândul, am vrut să public în această colecție pe care o să vedeți, o să prezentăm, de opere fundamentale, într-o ediție de tip Pleiad, să prezint volume masive cu școala Ardelea. Am eu fixa, cum spuneți noastre jurnaliștii, în cap, că trebuie să ne cultivăm tradiția. Și când este vorba de românitate, după cronicarii și după alte subiecte pe care mamele școlare le-au eliminat, în ultimii ani, școala Ardeleană sare în ochi, să spun așa. Și realmente am dus o luptă cu învățații de la Cluj să publicăm documentele fundamentale ale școlii Ardeleană. N-am reușit. O să reușim anul acesta. Să reușim anul acesta când niște oameni mai hotărâți de la Institutul nostru al Academiei Pușcariu pregătesc două volume, poate chiar trei, masive cu aceste documente, care sunt acte fundamentale ale conștiinții românității, ale latinității noastre. Ei, o să mai dau câteva exemple, așa, ca să arăt că iată un valah care are rădăcini, într-adevăr, cu bătrânii mei, mă rog, înaintașii mei, plecat, au traversat munții, s-au fixat acolo unde m-am născut și eu, dincolo de Carpaț, dar ei venit din zona Covasca. Deci am trăit așa în toată copilăria mea, bunicul meu care s-a născut în același an cu ei, ne spun, 1910, am murit în 1940, povestea de chestiune cu Transilvania, de unde bunicilor să. Deci, am și eu rădăcini cu Transilvania. Și eu sunt ardelean. Am ținut o conferință mai anul trecut la Cluj, la universitate, cu această chestiune. Și eu sunt ardelean. Permițându-mi să fac câteva remarci mai malițioase la adresa celor care, din, mai ales din parțile aceea de Clujului, le tot tratează pe noi ăștia lați, de dincolo, de mitici. Eu un personaj care mie îmi place, personajul Caragiale, că e un om inteligent, un om de spirit, e un om generos, e un om drept. Amintiți-vă de schița aceea în care un casier se sinucide, numai de teama că ar putea fi socotit necinstit. Deci mitică în felul meu mai e. Să nu râdem prea mult de el. Dar nu asta, chestiunea asta, numai. Ce nu mi-a plăcut este că există de pită, există un post de televiziune care, apropo, că tot intrăm în subiect, un post de televiziune pe undeva, prin Transilvania, nu știu pe unde, când în când îl prind, care spune, domnule, ce avem noi cu partea? Noi cu Viena, noi, deci, din un tip de separatism, care e foarte privilegios astăzi, când lumea se recompune. Când procesul globalizării înaintează, vrem, nu vrem. Când această minunată construcție pe care totdeauna am lăudat-o
semne de slăbiciune. Nu se întâmplă și atâtea, și atâtea lucruri. Încât nu mă gândeam să țin acest să-mi debutul discursului meu, să spun acest lucru, dar profit de faptul că sunt aici la Timișoara, un oraș de cultură, un oraș cu o tradiție puternică în românitate, să spun că ne apropiem 100 de ani de la când ne-am unit toți, visul, cel mai înalt vis și cel mai frumos al românului să trăiască în acea sală de granță a țării, dar trebuie să păstrăm această valoare a unității. Și nu, nu vreau să vă spun că nu mă simt fericit când văd câtă dihonie este în societatea românească și mă gândesc ce putem face noi, cei care ținem un condei în mână, dacă nu mă consider jurnalist, dar pentru că sunt și eu un scârță, scârța e pe hârtie, vorba cunoscută, vreau să mă acceptați ca făcând parte din familia dumneavoastră. Doamnă și domnilor, m-am gândit la subiectul pe care l-am ales împreună cu domnul Iliera despre presă în general. Acum văd acolo că mai este mai degrabă tradiția de prezi științifice, care este, reprezintă doar un sector din presă. O să vorbesc mai puțin despre presa științifică, doar o singură chestiune și o pun la început ca să mă eliberez de ea. Știu că presa științifică este cea mai, nu cea mai vulnerabilă, cea mai apropiată de o tendință care există în procesul globalizării, există și anume, ea să renunțe la limba română și să fie scrisă într-o limbă care este accesibilă tuturor. Sper să intre. Un subiect, l-am amintit domnul academician, pe care din când în când îl discutăm și la Academie, regretatul Solomon Marcus avea mereu această idee și certa pe toți, mai ales pe candidații care se prezentau să fie aleși, să fie confirmați, că nu scriu într-o limbă de circulație internațională. De azi, fiind că a scrie în română este a arunca un neant, un stuc. Ce privește disciplinele tari, cum să numesc ele în limbajul rusesc, poate că așa este și cred că așa și este. Matematicienii, fizicienii, oameni de știință, în genul, chimiștii, toți biologii, scriu în publicații relatate în limba engleză. Totuși, cred că și mica mea iritare, cel puțin formulată într-un limbaj de cer, a fost când să cere același lucru ca o condiție și pentru alte discipline, disciplinele umanistice, cum ar veni. E bine, eu nu cred că trebuie toți acum să alergăm cu limba scoasă, cum să zicem, limbajul străzii pentru revistele ISI, și să ne mai înțărim într-o altă limbă. De obicei așa se întâmplă. Eu cred că avem un public românesc și am spornesc de aici. Noi să avem grijă, în primul rând, de educația, de formarea acestui public românesc. Nu cred că un sociolog trebuie să scrie numai în altă limbă. Și aici sunt un om lucid, fratelul meu. Am ajuns la vârsta la care am ajuns și am străbătut și eu, aproape un dat. Și am văzut multe, și am citit multe, și am asistat la multe. Trebuie să avem grijă, în primul rând, de acest public, de nația în care ne-am. Sunt foarte surprins să observ
Și acum intru în subiecte așa, sunt mai delicate. Foarte surprins că au început să dispară cuvinte din limba noastră. Cuvântul națiune se folosește foarte rar. Au început să dispară din manualele școlare, manual de istorie. Care este o catastrofă, după părerea mea. Manualele de literatură sunt total imperfecte. Este un institut al științelor educative care pregătesc. Ați văzut, de curând am asistat, nu știu ce comisie numită de domnul ministru, nou ministru al învățământului, care a hotărât să scoată istoria latină, să nu audă de latină, că așa că ce, o limbă moartă, orele de limbă română. Astea sunt lucruri foarte grave care se petrec. Nu se petrec în altă națiune. Cunosc mai bine Franța. Dacă cineva și-ar propune acest lucru, nu numai guvernul, președintele Franței ar fi să-i dea demisie. Ar fi o reacție populară extraordinară. Francezii își iubesc foarte mult națiunea lor, limba lor. Academia de Științe Morale și Politice, în fiecare an a Franței, organizează o dezbatere despre cultura franceză și identitatea franceză. În fiecare an vin acolo cei mai mari istorici și lingviști și toate discipline și discută despre identitatea Franței. Slavă Domnului, e o cultură care ar trebui să stea liniștită. Nu e o cultură mică care amenințată tot timpul de istorie, cum s-a întâmplat cu cultura noastră. Ei bine, îi fac acest lucru, publică volume în fiecare an, discută serios ce e cu limba franceză. Ce se întâmplă? De ce pierde? De ce a pierdut din viteză în raport cu engleza? Își apără limba. Vă amintiți de studiile lui Etian, de ce ați mai spus. Ei bine, numai noi suntem foarte rușinați că să vorbim de națiune. Mi-amintesc că câțiva ani în urmă, nu mai știu ce ministru era, cred că vă știu, era chiar domnul Marga, un om foarte învățat și un om care studiați foarte bine. I-am arătat faptul că în capitolul despre Revoluția de la 48, care a fost o mișcare în slujba națiunii, naționalității, zicea. Principiul naționalității, spunea Ghica, în toată memorialistica lui. Cum vă zic, chiar am un grup de el, am un proiect în cap. Și am fost surprins așa, să văd cu câtă forță. E bine, în capitolul de manualul școlar, nu îi se pronunța cuvântul națiune. E posibil asta. Iată că este. Deci, noi să fim atenți la acest. Asta nu înseamnă că suntem naționaliști, apropo, dacă preasfinte discutam aseară, observați că naționalist nu e un cuvânt, cum să spun, inevitabil negativ. Este un om care crede în națiunea lui și în valorile națiunii sale. Dar noi am dat un caracter peorativ și imediat în timp despre xenofobie, antisemitism, și toate celelalte. Nu. Este o măsură în toate și un om cu capul limpede știe să folosească termenii. Trebuie să-și neglijeze națiunea lui, să o condamne, să-i fie rușine. Nu se întâmplă, din păcate, cu unii dintre care, nu știu, inteligenția noastră, ca să zic așa, care se simte foarte stingherită când este vorba de cultura română. Nu. Poți să fii impostor în orice limbă. Și imoral de asemenea. Noi avem, după părerea mea, ce avem noi, puternic și care ne ține, este chiar cultura română. Și am avut o clasă socială de asemenea, foarte puternică, din păcate nu mai există clasa țărănească. Mulți se întreabă ca autoexplicație, de ce societatea noastră este atât de turbulentă, atât de nesigură, atât de învrăjmășită. Gândeam că am pierdut fundamentele. Istoria noastră, eu nu sunt popularist,
care vorbește prega uneori și de unde au ieșit ăștia, domnule, eu care vin din lumea strănească, de unde au ieșit ăștia torționare, erau toți fii de țărat. Păi aia nu. Dar clasa socială, ia această țărănime pe care o disprețuim astăzi, ea a ținut această istorie și a făcut această istorie. Din cei un milion de români care au murit în primul război mondial, milionul care a murit în al doilea, cei mai mulți erau tineri țărani, care s-au dus pe front și au murit. De ce să disprețuim această cauză? Nu vreau aici să tratez această temă, dar sunt uluit uneori de oameni deștepți. Pot disprețui aceste fundamente ale națiunii române. Societatea noastră este turbulentă, este instabilă, învrăștită și noi trebuie să le regăsim. Asta cred că trebuie să facem. Dacă vrem să fim români, europeni. Asta cred că să aspirăm, să creăm un model de om românesc care să fie un om deschis, european, să participe la această istorie care construiește în jurul nostru și această lume în care se constituie. Capitalismul nu se grăbește să susțină cultura. Ei
explozia din primii ani de libertate a fost o explozie extraordinară în jurul din anii 90. A început să dispară rând de rând. Și acum, iarăși, revistele de hârtie, revistele tradiționale, au dispărut. E bine, e rău, este un fapt pe care trebuie să-l avem în vedere când ne discutăm. La doilea rând, România a intrat în Comunitatea Europeană, cu mare succes. Acum, vedem că faptul că am fost acceptați în Comunitatea Europeană a fost, într-adevăr, foarte bine, dar Comunitatea Europeană dă semne de mare slăbiciune. Această splendidă construcție, repet, politică, economică, juridică, nu ne aduce mare siguranță în ceea ce privește cultura. Nu cultura. Mi s-a spus că fondatorii comunității europene au lăsat cultura deoparte. Cultura nu se unifică și nu se poate unifica. Totuși, sunt tendințe care ne pun pe gânduri. Sunt întrebări care revin ce se întâmplă cu limba noastră, ce se întâmplă cu culturile naționale și așa mai departe. Procesul globalizării. Procesul globalizării este asociat de o tehnologie de vârf. Am trecut de la scrisul pe hârtie, am trecut la literatura de hârtie, la literatura electronică. Oamenii tineri, mai ales, sunt foarte încântați de acest lucru, pot comunica repede prin internet, își publică volumele de versuri și eseurile pe internet. Este un punct de vedere. Cum aparțin altei generații, învățat, am tot cu veniță clas și am ajuns la de la Pix și m-am uit aici, nu pot să judec. Ce pot să-mi dau am aminte în cap, să-mi dau seama de foloase pe care internetul le-a adus. Comunicarea rapidă. Trăim toți într-un sistem de vase comunicante. Ce se petrece într-o parte a lumii, instantaneu se află în altă parte. Sunt cucerirea de progresuri pe care nu le putem ignora. Pe de altă parte, este sigur că această tehnologie de vârf salvează valorile tradiționale care au format omul, au format spiritul european. Putem noi, cum zic unică, să citim pe Prus sau pe Salogan, omul să citim pe internet. E bine să părăsim literatura de hârtie, revistele tradiționale, jurnale care au format opinia publică și au format uneori sentimentul național al unei națiuni tinere, cum a fost și cum este încă nația română. Sunt lucrurile acestea pe care trebuie să le punem într-un mod mai decis și să luăm hotărâri mai corecte în această privință. Eu vreau din multele, vreau, mi-am notat foarte multe aici dintre chestiunile. În acești 27 de ani care au urmat de la prăbușirea comunismului, s-au petrecut foarte multe lucruri în societatea noastră. Presa a jucat un rol activ în aceste schimbări. Și dacă este să recunoaștem ceva, foarte greu este faptul că dintr-o presă obedientă față de un regim de tip totalitar, fără o libertate prea mare de acțiune, ea a devenit un instrument activ și a început să vorbească de ceea ce era ținut secret, de dramele societății. Presa trebuie să o asociem în același timp cu tot sistemul media, care în momentul de față domină, ca să spunem așa, discursul public românesc.
încercat să înțeleg această rațiune. Și cum am chiar în familia mea, în casă, pe cineva care se ocupă de problemele comunicării și a statului care vedem în America, m-a lămurit că publicul așteaptă mai ales acest lucru. Și că dacă un buletin de știri nu anunță un cutremur sau începutul cel de-al treilea război mondial, trebuie să anunți alte mizerii mai mici, că nu așa câștigi interesul celui care te ascultă sau care te urmărește pe sticla la televizorul. Bun, înțeleg acest lucru, mă duce mintea până aici, dar problema este ce educăm noi, ce oameni vrem să formăm, mai ales pe tine, ce le dăm, ce modele. Îi îndopăm cu toate aceste negativități, mizerii ale lumii, care sunt reale, nu zic că sunt inventate, că sunt pure fantazii. Pe de altă parte, nu ne gândim că trebuie să formăm, să facem și un alt tip de pedagogie. Un alt tip de pedagogie. În momentul de față, media românească, în genere, nu mai spun presa, vă rog să înțelegeți tot complexul, face un fel de pedagogie a disperării. Asta în fiecare zi ne educă. Românul este zilnic hrănit cu aceste teme ale eșecului. Românul este pregătit pentru eșec. O, doi, dacă vrem să rezistăm ca nație și să avem un viitor și să construim un viitor pentru... Iată că nici...